această mănăstire, prin anii 38-40, era cămin pentru studenții monahi. Eu termin și la mănăstirea Cernica, venit aici că la un cămin de studenți monahi pentru studii. Și sunt aici și mănăstire și cămin în același timp, împreună cu colegii mei, m-am simțit ca acasă la mine, făcându-mi studiile. Eu la ale mele și ceilalți fiecare la câte facultate la care erau înscriși. Credeți că monahismul ca stare poate fi trăit la fel de intens și în zone cu largă concentrare de populație, cum este capitala? Poate trăi, pentru că monahismul într-o mănăstire, cum e această mănăstire de București, cum sunt și alte mănăstiri, în alte orașe. Însă aici avem mai multă rânduială, mai multă lucrare, care ne sustrage zgomotului lumii. Lumea își merge drumul ei, cu problemele ei, le avem problemele noastre, legate de legătura noastră cu Dumnezeu. Aceasta o realizăm prin slujbe. Slujbele care sunt zilnice aici și în alte mănăstiri. Acestea ne concentrează, ne aduc să ne concentrăm asupra vieții lăuntrice și a vieții de slujbă de aici, la această mănăstire, încât orașul cu toate ispitele lui nu ne atrag, nu ne interesează. Pentru că aici știu un lucru, că aceste aparente atracții și bucurii au în inima lor foarte multe suferințe și multe mizerii și păcate. Și dacă mai cunoaștem niște lucruri în acestea de ordin duhovnicesc, ce ne promite Dumnezeu și ce simțim și noi când ne rugăm, aceste atracții pământești nu ne mai interesează, nu ne ating aproape deloc. Ca duhovnic, ascultați multe mărturisiri, în special ale ucenicilor, ale călugărilor novice. Ne puteți spune ce simt acești călugări în condițiile în care știu că sunt expuși în permanență tentațiilor pe care le presupune viețuirea în mijlocul unui oraș? Simt nevoia cumva să se retragă într-un loc mai... să se ducă într-un loc mai retras? Nu, aici au venit special aici. Știau ce-i dincolo de zidurile mănăstirii când am intrat aici. Și ei nu vin aici cu tendința și de aici ca să meargă în lume de unde au venit. Vin aici, își caută liniște aici. De obicei, cei care trăiesc în mănăstire sunt cercetați, examinați, în ce măsură sunt hotărâți aceste vieți retrase. Și atunci fiecare vine cu armătura lui duhovnicească. Și rugăciunea este un mijloc foarte puternic de a ne putea apăra de aceste ispite. Rugăciunea și celelalte lucruri, de pildă nevoințele călugărești, metaniile, postul, asceza, cât este ea, astea ne sustrag și ne ajută să ne neglijăm, să ignorăm tot ce se întâmplă din zidurile mănăstirilor. Fără îndoială că ne dăm seama, suntem toți cei care suntem, suntem majori. Ne dăm seama ce înseamnă și lumea aceasta din afară. Lumea are ispitele ei, care și necazul ei. Și ne gândim mai mult la necazul ei. Aceste frumusețe exterioare adeseori sunt pline de patimi. Pline de patimi care sufocă viața lăuntrică a omului. Și au nevoie, acești oameni din afară, au nevoie și de o respirație mai curată, un aer mai curat. Aer curat, mă gândesc la atmosfera aceasta duhovnicească care se poate găsi într-o mănăstire, la slujbile ei, la locașul în care se face această slujbă, la biserici, la
spovedanii care se fac aici, pentru că venind din afară, vin și la slujbă, dar vin și la spovedanii, sau măcar la sfătuirile care se dau de aici, pentru că vin și cer niște sfaturi de la noi. Fel de fel de necazuri, de probleme și cer răspuns. Și atunci le dăm răspuns. Aceste răspunsuri, ei se folosesc în măsuri diferite, depinde și ce probleme au, iar noi, pe de altă parte, ne informăm de suferințe și greutățile lor. Și atunci ispitele pălesc, ispitele mai au acea putere de atracție pentru noi. Știm cum se ascund în fiecare ispit, se ascund niște patini, care sunt dăunătoare și adeseori mortale pentru cei care le au.